Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bani mai puțin la litrul de carburant, decizia anunțată ieri printr-un sistem de compensare voluntar, nu obligatoriu, 25 de bani la litru ar veni ca reducere benevolă din partea companiilor, iar dacă asta se întâmplă, statul mai adaugă 25 de bani, pe care însă nu îi ia de la companii, din taxele datorate. Deșteaptă chestia. Mihai Nicuț, redactorul șef al publicației economica.net, la telefon. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața ție și ascultătorilor! Aș vrea să știu că ești atent la domeniu, ai contacte în industrie. Cum sună mecanismul acesta? E acceptabil pentru companii? Păi, pentru unele da, pentru că s-a și căzut, din ce știu eu neoficial, s-a și căzut de acord cu cea mai mare companie petrolieră din România, cu, care și extrage petrol. Adică Petrom, nu? Da, tu ai spus, eu nu credeam că pot să spun. Deci Petrom este într-o poziție în care poate accepta această situație. În principiu, pentru oamenii de la CNA care o să monitorizeze asta, din punctul nostru de vedere, dacă e conversațional și un subiect de interes public, cum ar fi care e cea mai mare companie din România care ar urma să scadă prețul, atunci eu nu cred că e publicitate. Dacă e publicitate, okay. Asta e, să ne dea amendă. Petrom își poate permite să facă asta pentru că are un câștig pe partea de upstream, de extracția petrolului. Ok, petrolul românesc nu ajunge, nici măcar ei. Da. Nici măcar rafineriei de la Braz, că e puțin. Dar este totuși un câștig pe care îl are și poate, dat fiindcă este o companie integrată, poate suporta acea pierdere de 0,25 la marjă. Întrebarea este ce vor face celelalte. Mi închipui că, riscând așa, având parte de un risc reputațional, adică nu pot să zici unii scad și eu mă uit și nu scad, și riscând să fie înjurați, așa, o să scadă, pentru că îmi închipui că nu riscă așa ceva. Da. Plus că oamenii o să ducă evident la companii, adică la benzinările, unde sunt prețuri mai mici, adică este logic. Dar exact, ce faci cu benzinării mici, cu rețelele mici? Așa. Problema este la benzinările mici, pentru că acești 0,25, chiar dacă îi par puțin, ar putea fi diferența dintre profit și pierdere. Și să explic de ce. Prețul benzinei de la pompă nu are, cel puțin în zona României, nu are atât de multă legătură cu prețul barului de petrol, cât cu prețul cotației produsului petrolier din zona noastră. Pentru că avem un deficit de aprovizionare, avem o cerere foarte mare, România importă 70% din petrol și în plus 2 milioane de tone de motorină PAN din 10 cât consumăm noi overall. Deci, acest preț ăsta de cotație, adunat cu acciza, adunat cu TVA-ul, lui rămâne undeva tot ce înseamnă marja lui, care include și costurile de benzinărie, de salarii, de transport, logistice, curent și așa mai departe, tot câștigul ar fi undeva la 50 de bani, 40 de bani. Ori dacă scoate cei 25 de bani, s-ar putea ca aceasta să fie pur și simplu diferența între profit și pierdere. Aceasta să se închidă, iar avem o scădere a concurenței în piață, iar vom înjura peste 3-4 ani de zile că piața e concentrată. Nu știu dacă se va întâmpla așa, dar este o problemă. Oricum, nu putea fi dată... Nu durează decât 3 luni, totuși. Nu durează decât 3 luni. Asta e unul dintre motive, adică de ce numai 3 luni? Păi probabil și-au făcut calculul. Statul și-a făcut calculul cât poate să suporte. Domnul premier, fără să ne explice mecanismul, l-am mai dibuit noi aflând de la unii și de la alții, n-a vrut să ia întrebări când a anunțat schema. Atât aș permite, 2 miliarde de lei. Și, bun, acum se ridică o întrebare. Din ce am văzut eu reacția ale oamenilor, pe nimeni nu mulțumește măsura. Nu-i mulțumește nici pe cei care voiau o intervenție adâncă a statului în preț, pentru că spun, doamne, e 9 lei litru, îmi dai 50 de bani, râs de mine. Nu le convine nici celor care, de exemplu, nu au mașini și zic, de ce să suport eu din taxele mele să dau, să dea statul din ce a luat de la mine, în loc, nu știu, să crească pensii, să facă altceva, să facă, să dea câte 25 de bani omului cu SUV, cu motor de 3 litri, să se ducă la mare, să se plimbe. E o situație la mijloc. Guvernul României a simțit că trebuie să facă și el ceva, cum au făcut și țările din jur. O plafonare după modelul unguresc era puțin probabilă, mai ales la nivelul de 7 lei pe litru vehiculat anterior, pentru că sumele erau mari și chiar dacă poți să pui pe companiile să plătească, dar mare parte din prețul acela, din diferența aceea, trebuie să plătească statul. Și nu trebuie să uităm un lucru.
statul are de plătit o schemă destul de generoasă de plafonare a prețului la gaz și energie electrică până în aprilie 2023, care mănâncă multe zeci de miliarde de lei. Se pare că astea au fost resursele, atâta vorba domnului președinte... 50 de bani sunt 50 de bani. Da. Mihai Nicuț, am o întrebare, dacă tot te-ai referit la prețul petrolului. Asta e o întrebare care revine foarte des în discuțiile noastre cu ascultătorii și ieși în spațiu public. Oamenii fac următoarea observație. În urmă cu 10 ani, să zicem, prețul barilului de petrol era cam tot atât, dar benzina era mult mai ieftină. Din ce este, poți să ne explici, din ce e compus prețul unui litru de benzină în România și de ce acum este proporțional mai scump decât, să zicem, în urmă cu 10 ani, la un preț al barilului de petrol comparabil? În momentul de față, 60, între 60-63% din preț este exclusiv marfa, cotația produsului petrolier pe bursă, care are legătură cu petrolul, și voi reveni asupra aceste legături. Între 33-36%, poate acum au mai crescut un pic, 38% sunt taxe, accize și TVA, și marja furnizorului de carburant este undeva la 2-4%. Acum legătura dintre baril și cotația produsului petrolier. Acum 10 ani de zile nu exista, un asemenea deficit de capacitate de rafinare. Asta unul. De aia cresc prețurile în nebunie, mai ales în zona noastră, în zona europeană. Nu sunt suficiente rafinării care să satisfacă o cerere care este în creștere față de acum 10 ani. Acum 10 ani nu aveai aceste accize la carburanți, erau mai mici. Acum 10 ani nu aveai un curs de schimb care este leu-dolar. În dolar se fac toate schimburile energetice din lumea ta. Nu era de 4 lei și 70 de bani sau cât e, aproape de 5 lei, era undeva la 3 lei. Nu erau salariile atât de mari, că au și ele o pondere, nu erau costurile cu utilitățile atât de mari și așa mai departe. Este o problemă la nivel global cu acest preț al produselor petroliere. Nu este doar în România. Când spui produs petrolier, deci explică-ne, explică pentru cei care nu înțeleg, care este diferența între barilul de petrol, care costă cât costă, se tot vehiculează cifra, și produsul petrolier. Ce înseamnă asta? Bun, barilul de, noi nu alimentăm cu petrol, da, la când mergem la pompă. Barilul de petrol este petrolul țițeiul scos din pământ, din apă, depozitat și după aia cărat în petroliere sau pe conducte. Acest petrol ajunge undeva într-o rafinerie, unde, prin niște procedee specifice, populare, se dă foc, se desface în anumite fracții, se tratează și de acolo ies produsele petroliere, benzină, motorină, păcură și diverse alte bituri și alte lucruri. Acest preț al produsului obținut în rafinerie, diferența dintre prețul barilului și prețul de producție al carburantului a crescut, pentru că marjele de rafinare sunt în creștere, câștigul rafinăriei, pentru că pur și simplu nu sunt suficiente rafinării care să satisfacă cererea. Lumea vrea să cumpere, trebuie să-l vor să cumpere, se știe că, de exemplu, în anul pandemic, de exemplu, numai Statele Unite a pierdut 1 milion de barili pe zi capacitate de rafinare. Rafinăriile s-au închis pentru că nu se consuma. Oamenii au fost dați afară și nu cred că vor mai apărea rafinării noi, mai ales că vrem spre verde. Aceasta este realitatea. Sunt prea puține rafinării care să producă suficient carburant cât vrem noi să consumăm. Și de aici, prețurile foarte mari, care sunt, mă rog, sunt mai mari proporțional față de barilul de petrol. Ați înțeles care este treaba, nu doar barilul de petrol, ci tot ce vine pe lângă. Acolo sunt cele mai mari scumpiri. Mulțumesc foarte mult, Mihai Nicuț, redactor șef economic a.net, pentru aceste explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.